So we have a girl. She's 7 years old. She's in the first class. She has a very colorful personality. She likes dancing. She's also a gypsy. And because she's a gypsy, she encounters very much discrimination. And that's why she's depressed. They tell her that she's stupid. They also have the tendency to avoid her. They tell her that it's impossible to make it, being how she is. And they also tell her to give up on her dreams. She knows that she has a voice. So she becomes extremely confident and doesn't believe in the words of others anymore. So these are outside of her. She doesn't let anything affect her. It's three notes. Clap, clap, stomp. Clap, clap, stomp. Clap, clap, stomp. Clap, stomp. Clap, clap, stomp. Astăzi este marți și știu că a întârziat vlogul, v-am lăsat un mesaj pe YouTube că va întârzia și mă gândeam că astăzi să continui să colorez acele pietricele pentru că îmi place foarte mult, dar de asemenea să pictez și aceste două vase din, nu știu din ce sunt, din teracotă.
Sunt niște vase din acestea micuțe pentru plante și îmi doream să le pictez de ceva vreme, așa că a sosit momentul, mai ales că am așa o pauză până mâine. Da, și am văzut iarăși câteva idei interesante pe Pinterest, iar astăzi o să folosesc ojă, pentru că am multă ojă nefolosită care stă prin sertar de ceva vreme. Așa că o să fac un design interesant pentru pietricelele mele. Atât. Sper să fie un vlog interesant, pentru că pentru mine a fost cel puțin experiența Erasmus, a fost foarte interesantă. Da, nu știu ce să vă mai zic, pentru că este foarte, foarte cald și obositor. În momentul în care este atât de cald, transpir mult, obosești mai ușor și... Na, nu știu, parcă încerc să îmi găsesc cuvintele, dar se pierde în atâta căldură. Măcar bate vântul acum, dar da. Ok, haideți că mă apuc să mi aranjez aici frumos atelierul într-un fel încât să nu murdăresc și ne vedem imediat. Zic să vorbesc un pic cu voi, la cafea, așa. De când a început să fie atât de cald, îmi fac și eu un Nescafe din ăsta rece, pentru că, hei, este un pic mai răcoritor și un pic mai ok. Mă simt și eu mai bine, nu mai beau o cafea caldă. Oricum este ora, nu știu, 1 și ceva, 1 jumate. Și o beau după ce am mâncat micul dejun și prânzul. Da, life update, ca să zic așa. S-a terminat proiectul In the Right Shoes de la Erasmus. A fost frumos. Am învățat foarte, foarte multe lucruri de acolo, mi-a plăcut mult de tot, o să mă mai duc la astfel de proiecte. Da, tocmai de aceea cumva am și amânat vlogul, pentru că unul la mână chiar nu am avut timp să filmez, pentru că eram zilnic acolo, uneori de dimineața până seara. Alteori doar până la prânz și atunci veneam foarte, foarte obosit acasă și chiar nu mai aveam timp de nimic altceva, nu prea am mai avut timp nici să fac curățenie prin casă, am făcut așa un pic sporadic zilele acestea. Între timp am vopsit și mobila din hol, o să vă arăt eu, așa că să-mi dau aceste mici plete rebele. Da, am vopsit și mobila din hol în weekend și cumva s-au suprapus toate chestiile astea și nu prea am avut timp să filmez chiar deloc. Oricum, săptămâna aceasta, sâmbătă, mergem cu bloggerii la Rânca. Avem câteva obiective de vizitat acolo, așa că o să vă iau iarăși cu mine și o să fie ceva frumos. Deja mă gândesc cum să mă îmbrac, pentru că, având în vedere că urcăm un pic pe munte și așa, nu o să-mi fie ușor, că n-am cum să mai port, deși săptămâna aceasta aștept o rochie de la Bonprix, o să apară pe vlog cu siguranță, însă nu o să o pot purta acolo, dar am tricoul meu de la Bonprix pe care pot să-l iau, Adidas și de la Bonprix pe care cu siguranță o să-i port, fără doar și poate, pentru că o să urcăm, o să facem diverse plimbări pe acolo. Și atunci, da, am nevoie să fiu confortabilă, comodă și să mă pot desfășura și o rochie chiar nu este indicată de purtat pe acolo,
Dar mi-am comandat o rochie recent și abia aștept să vină pentru că este foarte, foarte colorată, foarte, foarte frumoasă și abia aștept să o primesc. Plus ceva accesorii, tot așa colorate, fiind vară, nu știu, m-a luat așa chef de culoare. Da. Ok, oricum o să văd dacă am o pereche de pantaloni scurți pe care aș vrea să o port. Sunt un pic cam scurți și cam strâmți, dar cred că este ok, va fi bine. Până la urmă, ideea este să mă simt eu comod. Eventual, dacă nu o să-mi placă, o să trag mâine o fugă până la un second hand să mă uit să văd dacă găsesc ceva mai potrivit. Dar, da. Ce o să mai fac săptămâna aceasta? Mai am niște pietricele din acelea superbe de pictat. Mai am și niște vase din acelea de teracotă pentru flori de pictat. Asta cred că o să fac astăzi. Și azi e miercuri. Și aș vrea să editez și să pun vlogul în seara asta, cred. Ca să pot să am așa o diferență de măcar o săptămână și jumătate și apoi duminică să editez ca de obicei vlogul obișnuit de sâmbătă. De sâmbătă și mă rog, probabil o să filmez și vineri, o să probez și rochița și toate chestiile care o să vină și să vedem când și cum o să am timp să le port. Da, cam atât. În rest, nu prea am alte updates să vă povestesc. O să vedeți câteva, o să pun eu câteva cadre din ceea ce s-a întâmplat în acel proiect, însă nu foarte multe, pentru că o să încerc să le fac cumva cât mai de aproape ca să respect intimitatea colegilor mei și a tuturor celor implicați. Cu toate că ei și-au dat acordul să fie filmați și fotografiați, nu aș vrea să îi arăt. Dacă o să apar, o să apar eu și să vedem cum reușesc să vă pun filmările, chiar dacă o să apară, o să fie cumva secvențe foarte scurte, zic. Dar da, cam asta o să fie în acest vlog. Sper să fie totul ok. De săptămâna viitoare deja încep să-mi formez câteva grupe pentru art-terapie. Deci deja încep lucrul și cam astea sunt noutățile. Sper să fie totul bine. Sper că ați avut o săptămână productivă. La mine cel puțin știu că a fost destul de productivă și încă trebuie să fie productivă pentru că am foarte, foarte multe fișiere cu poze în laptop. Și trebuie să trimit poze și în același timp să încerc să le stochez pe un card extern. Dar asta după ce o să le folosesc cumva și abia apoi să vin cu organizarea fișierelor. De asemenea, n-am mai postat poze pe Facebook pe contul personal de ceva vreme și ar trebui să rectific chestia asta. Da, cumva să ajung la zi cu toate chestiile, cu postatul, cu pozele, cu toate cele. Și să încerc să văd dacă voi reuși să postez și pe blog ceva. Cam atât pentru acum. Noi ne auzim mai târziu. Vedem cum și cu ce. Și îmi beau și eu restul de cafeluță. Și vă pupicesc. Astăzi a venit coletul meu de la Bonprix. Deja am pus pe Instagram Insta Stories cu outfitul și cu toate elementele din această ținută, dar vreau să vă arăt și pe vlog. Deci, vă zic sincer că nu mai e bine să dau jos rochița asta de pe mine. Și am treabă, așa că va trebui să o dau, dar atât de mult îmi place, mi se pare super, super adorabilă, pentru că unul la mână este din bumbac, doi la mână este foarte largă și îți oferă foarte, foarte multă libertate de mișcare. Și chiar îmi place structura ei, pattern-ul și mânecuțele, care mi se par foarte, foarte frumoase. Volănașele acestea de jos o fac feminină, mânecuțele o fac feminină. Modul în care se așează este destul de feminin, chiar dacă ea arată așa destul de mare,
amplă, ca să zic așa. Da, mai am în picioare aceste frumoase spadrile, iar în ureche port o pereche de cercei. Ia să vedem dacă se văd. Nu, nu se văd. În fine, stați așa să întorc camera. Da, aceștia sunt cercei. Dacă vedeți aici în spate, am vopsit mobila. Nu știu dacă v-am povestit, dar asta am făcut săptămâna trecută. Cercei, am zis să-mi prind părul ca să se vadă frumos. Aceștia sunt cercei. Imediat că vă arăt și lănțișorul. Mă rog, este un set de lănțișoare care sunt absolut superbe și finuțe și frumoase și de vară, pentru că au acest model de scoică și au inclusiv o scoică, ceea ce mi se pare superb. Și perechea de ochelari pe care mi-am luat-o, pentru că cei de la H&M mi s-au rupt cumva. Aveam o pereche la, mă rog, nu chiar la fel, dar cu același print model de tortoise shell sau ceva de genul. Și am zis să-mi iau, excuse me, o pereche mai mare, pentru că mie îmi plac ochelarii de genul un pic mai mare, așa. Și ăștia sunt. Mie îmi place cum îmi stă în ei, adică mi se par foarte, foarte frumoși. Îmi place și faptul că sunt destul de mari, deci o să mă protejeze de soare și o să-mi țină o mare parte din zona ochilor acoperită. Și să vedem ce scrie pe ei. UV400 Protection. Ceea ce e bine. Da, acesta este outfitul meu de la Bonprix. Dacă vă zic că ador orice, fiecare chestie care mi-a sosit, în special cerceii ăștia, de sunt o veselie. Da. Astăzi este joi. Am puțină treabă pentru că vreau, mă rog, vreau, trebuie să fac un anunț, ca să zic așa, și să-l fac să fie cât mai vizual. Și este pe jumătate terminat, doar că eu trebuie să adaug câteva detalii și trebuie să mă interesez cum pot să adaug acele detalii ca să fie cât mai elocvent și cât mai bine structurat. Și acum urmează să mă dezbrac, din păcate, și să îmi văd de treabă, pentru că astăzi o să fie muncă de acasă, ca să zic așa. Nimic special. Ok, acum că mi-am luat toate chestiile după mine, o să merg să mă duc la birou. Haideți să nu fiu contrajur, să stau și eu așa. Da, acestea fiind spuse, sper să am timp să editez vlogul astăzi. Aș vrea să-l editez astăzi, pentru că v-am zis, sâmbătă plecăm cu blogării până în Rânca. Și vreau să fie editat și postat, ca mai apoi să îl postez pe celălalt duminică sau luni. Da, haideți că vă las, mă duc să mă schimb. Îmi pare rău, n-aș vrea să mă schimb de rochița asta, dar nu pot să stau cu ea toată ziua. Vă pupicesc și ne auzim. Hello! Cred că mă văd ok, dar ar fi bine să dau perdeaua un pic așa, un pic mai bine, cred, zic eu, ia să vedem dacă merge așa. Da, este soare afară, în camera aceasta bate soarele toată ziua și trag un pic perdelele zilnic. Am zis să mai intru să vorbesc cu voi, astăzi am pictat aceste mici ghivece de tracotă. Nu mai venea minte, nu mai găseam cuvintele pentru că venea să le spun în engleză. Sunt acestea două și sunt făcute cu acrilice și cu niște marcare, iar acum aștept să se usuce. Și de asemenea a venit un pachet de la IMAG. Am comandat săptămâna asta, miercuri parcă, o placă de... placă? Nu e placă. Perie. Ce naiba este? Ondulator, așa. Never mind. Am așa gândurile în 7000 de părți. Săptămâna aceasta am comandat ondulatorul acesta de la IMAG. Este un ondulator Rowenta. A
Am avut un voucher pentru că bunicul meu și-a comandat de pe eMAG un aparat din acela, un purificator, și am primit un voucher, așa că am zis să-mi iau ceva și mi-am luat această chestiuță de la Rowenta, Rowenta Jungle. Așa, ceva simpluț pentru că nu aveam atât de mare. Eu am un ondulator Mititel, subțirel de la Philips, cred, pe care l-aveam de, nu știu, cred că mai bine de 7-8 ani. Și am zis să-l încerc, mi-am făcut așa niște chestii, niște bucle în păr, așa o tentativă, pentru că eu nu prea le am cu chestia asta, dar am zis să iau în speranța că, având părul deja destul de lung, să mi-l mai ondulez din când în când. Oricum, trebuie cumva să intru în el și să îi ofer mai multă îngrijire, pentru că deja la vârfuri a început să se usuce un pic. Da, și de ce sunt așa în toate părțile? Pentru că mâine este sâmbătă și mergem cu bloggerii la Rânca și stau și mă gândesc ce trebuie să iau cu mine, cum să mă îmbrac pentru că o să fie răcoare și da, aici este cald, acolo o să fie răcoare, deci trebuie să mă îmbrac adecvat. Pentru că o să mergem într-o mini-drumeție, ca să zic așa. Da, acesta este update-ul. Mi s-a părut tare interesant acest ondulator. Îl găsiți pe eMAG, Rowenta Jungle. Mi se pare ok. Eu mai am de la Rowenta acea perie rotativă și aceea îmi place foarte, foarte mult, dar eu nu sunt foarte îndemânatică din punctul acesta de vedere și le-am luat cu gândul de a-mi îmbunătăți modul acesta de a-mi aranja părul. Pentru că până acum nu prea am făcut-o des. Da, cam acesta o să fie vlogul. Aici îl închei pentru că vreau să-l postez și să fie pus acum vineri înainte de a pleca, pentru că mai apoi să bag camera la încărcat, să o am la mine, să vloguiesc acolo și să reîncep un nou vlog, ca să zic așa, separat de ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta. Da, sper să fie un vlog fain pentru voi, pentru că deja către final a început să fie mai entertaining, ca să zic așa. Și să nu vă fi supărat foarte mult pentru că am dat skip la una din zilele mele de postat vloguri. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc mult, mult, mult de tot pentru vizionare și pentru răbdare și pentru că sunteți tot timpul aici alături de mine. Ne auzim duminică sau luni. Eu sper să editez duminică următorul vlog, mai ales că probabil o să fie cadre doar din drumeția noastră. Da. Acestea fiind spuse, vă urez un weekend superb, așa cum vă doriți, cu relaxare, cu ce vă doriți voi. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag.